Salut și bine v-am găsit la un nou challenge. Astăzi ne duelăm în followers, ca să zic așa, să vedem cine face mai mulți urmăritori pe TikTok. Apropo, ăsta este contul meu oficial cu 700.000 de urmăritori pe TikTok. Vedeți că am și bifaia albastră verify acolo. Însă o să ne facem fiecare câte un cont de la zero și eu și Danu. Nu ai voie să folosești nicio poză cu tine, mă refer poză cu tine la avatar acolo, știi? Și nici măcar să spui numele tău, Danu sau ceva legat de tine. Spui cu totul alt nume, habar n-am, nu știu ce vrei tu. Eu deja m-am gândit la un nume, ceva cu șoim, așa o să-mi fac cu numele ăsta. Și să vedem la finalul zilei cine face cei mai mulți urmăritori, ăla câștigă. Ai voie să te filmezi pe tine, să faci TikTok-uri cu tine, nu știu, să filmezi ce vrei tu. Cum crezi tu că poți să îți atragi urmăritorii, să atragi cât mai mulți? Hai să vedem, îi dăm drumul la treabă, ne facem conturile și revenim. Băi, eu am terminat de făcut contul, ăsta este contul pe care eu l-am făcut, dacă ar și focaliza ar fi perfect. Ia vedeți aici, mi-am pus poză cu șoimul și mi-am pus numele șoimul 390 de km pe oră, pentru că am căutat pe Google și am văzut că un șoim ajunge la viteza asta, adică ca mine, așa cum ar veni, cu viteza, agil, pac, pac, știți voi ce zic, așa, cum ar veni. Așa, zile. Ia să vedem Danu, că a zis că eu de creat l-am creat, fiți atenți aici, e contul creat la zero, urmează să-i pun poza de profil și am cam terminat și cu Tufani, gen. Tufani, el ce merge pe ăstea cum ar veni. Eu mă duc în străinătate. Te duci pe America, tu vrei urmăritori străini. Am înțeles. Și încă o regulă, n-ai voie să postezi numele sau TikTok-ul pe Instagram ca să te aduci urmăritori de acolo. Nu, totul... N-avem voie să ne folosim de rețelele noastre. N-avem voie de influența pe care o avem cum ar veni. Am dat drumul la camera acolo, sunt aici și pe telefon. Eu încep cu primul TikTok, mânca v-aș gura voastră, Danule. Eu deja îi dau drumul, tată, ia. Punea discontul lui sau ceva. Abia acum ai dat. Bă, ce-a făcut? Băi, intrați, vă rog, băi, intrați pe contul ăsta meu, ăsta care îl vedeți aici. Voi, șoimul, și dați urmăririi, vă rog eu mult de tot, ca să fac mulți aici abonați. Dați. Nu dați la Danu acolo, că trebuie să-l bat la urmăritor să fac cât mai mulți urmăritori. V-am pupat, pa, pa. Fii atenți aici, eu am o tactică pe care știu sigur că pot să o fac până la un anumit moment. Și fiți atenți aici, intrăm și dăm așa la toată lumea frumos. Poate primim și noi înapoi. Ăștia nu sunt urmăritori ca lumea, ce faci tu acum? Îi obligi cum ar veni. Dar nu contează, că nu s-a speculat că trebuie să fii activ sau nu, trebuie să fii urmăritori. Dacă mi-i crești numărul acolo de urmăritori, perfect. Deci? Are un follow prostul. Și să mai mă dau în altele cum ar veni. Milogeală, că știu eu ce poate fac. Pablo mi-aduce și mie și urmăritori. Dacă și vouă vă plac pisicile, dați-mi urmărire pe contul ăsta și spuneți-mi în comentarii dacă voi aveți pisică și cum o cheamă. Rup cu ăsta, Danule, rup. Îi dau acum postare, fii atent. Bă, dar n-am nicio vizualizare, băi, Danule, nimic. Zero mânca v-aș gura voastră, uitați și voi, uite, zero, bă. Zero. Băi, fiți atenți aici, TikTok. Tu ce stai și mă păzești, mă, aici? Că chiar nu ce înțeleg. Faci, fraierul, a luat o lupă, a luat ceva. Nu, că n-am treabă, lupa o folosesc mai târziu. Mai târziu, a? Gata, mânca v-aș gura voastră, i-am dat drumul. Gata, mâncați-o și acum se creează TikTok-ul, ba, Dani, mâncați-o-și gura ta care deci va fi... Deci ăsta a fost TikTok! Atât. Gata, m-am plecat între stele, mă! Deci nu mai zic că am pus și story-ul când mi-am updatat poza de profil și am două vizualizări. Față de tine care n-ai nimic, am și cum să zic, și s-a postat aici, da? Vin cu TikTok-ul ăsta care știu că la oameni le place când fac battle flip. Bine, așa. Acum trebuie să fac vreo 480 de dubli, că vreau să pun ăsta din prima, să fac TikTok, știi ce zic? Băi, dacă pun pachetul ăsta de cărți din prima în battle flip cu o singură încercare, dați-mi toți urmărirea pe contul ăsta șoimul 390 de km pe oră. Hai să vedem o singură încercare, da? Toată lumea urmărire la contul ăsta, forță! Ca să-l distrugem pe Danu, să facem mai mulți urmăritori decât el. V-am pupat, dați follow. S-a postat aici, vedeți aici, într-o parte. Eu am așa, 10 vizualizări la 1, 9 la 1, 3 followers și 3 like-uri. A nebunit ăsta, băi, Badane, fii atent, deci se vede aici, da? Fii atent, așa. Dau refresh acum. Ia. Fii atent, 5 followers, 3 like-uri, 6 vizualizări la un story și la TikTok-ul meu postat, știi câte am? 35 vizualizări, Badane. Păi da, dar uite, fii atent. Noi ne duelăm în followers, nu da, în vizualizări. Da, da, vreau să zic. Doar așa între noi cum ar veni. Băi, dacă nici TikTok-ul ăsta nu o să rupă internetul și nu mi-aduce 1 milion de followers, nu mai mi-aduce. I-am zis lui mama să-mi facă niște legume cu piept de pui cum mănânc eu și acum când intră pe ușă, îți mi le aduc în cameră, îmi pun masca asta și ies bam după ușă repede și fac un mic prank din ăsta. Să vedem dacă se sperie, știi ce zic? Da, dacă nici ăsta nu bubuie internetul, Danule, n-am făcut nimica. Dați un follow pe contul ăsta, forță, la șoimul 350 de km pe oră.
Mamă, ce s-a speriat, mama, mâncați aici și gura ta. Bă, dacă nici asta nu merge... Da, dacă nu faci nici cu asta... Am adus și battle flip-ul meu, am adus și farța, l-am luat și pe Pablo, că la oameni le plac animale, pisici. Ai venit cu tot ce se putea, cum ar veni așa. Așa, nu știu cu ce aș putea să mai vin, mai îmi vin mie niște idei, nu-i problemă. Fiți atenți aici ce animal de companie mi-am luat, care mai aveți din ăsta? Uite un pic la el. Cum să-i zicem, băi? Băieți, scrieți-mi aici în comentarii cum vreți să-l numim. Între timp mi-a venit și mie o idee super mișto. Merg pe ceva Satisfy, mă duc până în garaj la mine acolo să văd dacă mai găsesc ce trebuie și revin cu TikTok-ul să vedeți. Cea mai puternică jucărie din lume, ca să zic așa, știți că am mai avut eu una ceva de genul ăsta, tragi de ea. Cea mai elastică. Cât vrei tu, frumos. Și am văzut că aici, nu știu, are niște biluțe, ceva, habar n-am. Ideea e că vreau să o tai, să fac TikTok când o tai să fie Satisfy, să vedem ce se află în interiorul ei. Așa că hai să-i dăm drumul la TikTok, tata. Jucăria asta cea mai puternică din lume și o să o tăiem cu acest cutter să vedem ce se află în interiorul ei, așa că hai să mergem la baie să vedem. Fiți atenți la asta. Cât de mult poți să tragi de ea, cât de elastică este. Hai să vedem ce se află în interior. Mamă, nu vrea. Oh! Mamă, are numai biluțe din astea, ia uitați. E plină de biluțe din astea. Mamă, ce e aici? Dacă v-a plăcut clipul ăsta, dați-mi urmărire pe contul ăsta Shoymul 350 de km la oră ca să întrecem pe Danul la urmăritori. V-am pupat! Băi, Danule, sper să merite că am stricat jucăria asta de 100 și ceva de lei. Acum vedem care e treaba. Danule, eu zic doar atât, frate. Ești pregătit că TikTok-urile mele ți-au dus ca avioanele americane. Fii atent, doar dau înregistrare ecran ca să vadă și ei. Eu am dat refresh în momentul ăsta și zic așa, Danule, 122 de urmăritori. Băi, ești nebun. 122, se vede pe ecran aici. Fii atent. Farsa cu mama, 217 vizualizări. Asta cu battle flip-ul, 213 vizualizări. Asta cu pisica, Danule, 508 vizualizări și 56 de inimioare, mâncați-i și gura ta. După aia când am pus noi primul TikTok aici, 105 inimioare și cu 711 vizualizări, mâncați-i și gura ta. Nu mai zic nimic și la farța cu mama, vezi că am 11 comentarii, Danule. Am, stai bine, păi 11 comentarii, Danule. Uite cum dau refresh. Mâncava și gura, s-a văzut real. Am 122, 136. Băi, ești prost. Ai, mama, fii atent, uite, suntem 136, stai că e momentul meu de glorie, mâncava și gura voastră. Dau refresh odată cu voi să vedeți, fiți atenți. 139, Danule. Eu am rămas aici, mâncava și gura voastră. Bine, nici n-am mai postat, dar o să postez acum. Mi-a mai venit o idee. S-a terminat, m-am dus rachetă, m-am dus, tată! Băi, fiți atenți ce TikTok fac. Bine, ăsta e clickbait. Clickbait adică când doar faci ceva și te oprești cum ar veni sau doar vezi doar imaginea și da, nu faci până la capăt, nu se întâmplă cum ar veni, ca să vă explic așa cei care nu știți. Iar eu acum vă dați seama că am nevoie de urmăritori și apelez la toate șmecherile, toate șustele pe care le-am învățat, să zic așa, de-a lungul timpului. Am aici MacBook-ul meu și un ciocan. Vă dați seama, lumea când o să vadă că fac mișcarea asta așa, că-l sparg, toți o să intre, o să vadă poza aia și o să zică: mamă, ăsta cred că sparge laptopul ăsta, hai să intrăm să vedem. Și poate mai aduce vizualizări și, na, mai aduce și urmăritori. Și ce zic? Gata? Da. Ăsta-i TikTok-ul. Așa, stai să îi aleg o copertă din asta, că asta e foarte importantă. Pe asta o pun. I-am dat save, mâncava și gura voastră, și am dat postare aici la mine pe profil. Se postează până atunci, eu am dat un refresh, te anunț, Danule, că sunt la 200 de urmăritori. Vin acum din spate. 200 de urmăritori, tată! Și l-am postat și pe ăsta, care o să rupă și TikTok-ul ăsta, vă zic eu că o să rupă. Ia, fac 200 acum în direct. Ha, mai trebuie unul. Hai, mă, încă unul acum la refresh-ul ăsta. Nu vreau, mă, 199.
200, gata. 200, bon. Să vede aici pe ecran forță. Fiți atenți aici, mi-a venit o super idee, pentru că mi-a venit... Nu, vă zic nou. Eu, mă copiază pe mine, faci și el clickbait. Da, dar fii atent, că eu chiar le arăt ceva oamenilor. Eu am un telefonul vechi pe care l-am stricat la videoclip, îl am în portbagajul mașinii și o să ne uităm să vedem ce se află în interiorul unui iPhone. Okay. Dar o să pare că îl distrugem pe ăsta nou, cum ar veni, înțelegi? Și ala nebunul telefon, uitați-vă mâncă. Aici, pregătit, o să le vedeți la urmă pe amândouă ca să nu ziceți că celălalt a fost fake sau nu l-a distrus sau nu. Ăsta e telefonul lui nou și a cumpărat telefon. Și... Băi, fiți atenți, am aici un iPhone 14 Pro Max și sunt sigur că toți sunteți curioși să vedeți ce se află într-un telefon de genul ăsta. Mergem afară și o să-l distrugem, o să-l rupem în bucăți, vedem ce se află în interior. Am gata, oprit aici pe telefon. Și acum mergem afară și facem schimbul, cum ar veni. A, și faci cu ăla vechi, da, pe care l-am tăiat cu flexă. Seama. Păi, da, bineînțeles. Am merge pe clickbait și Danu în cavaș gura voastră. Păi, da. Hai să vedem, ar trebui să aducă vizualizări astea dacă mă întreb pe mine. Băi... Sigur ar trebui, nu? Hai să continuăm TikTok-ul că nu-i gata. Trebuie să stai așa pe vine. Așa. Și să nu se vadă jos, că eu o să pun telefonul așa. Okay. Și o să dau așa în el și o să se aude, okay, știi? Hai că nu se vede. Da? E ok? Da. Aici o să le las lor pe cameră, da, să vadă. Da, poate să vadă acolo. Pe telefon nu. Pe telefon fac alt. Cum mă interesează, ia să pe telefon fac alt cadru. Am ieșit afară, avem aici micunealta secretă, telefonul. Îl punem aici frumos și îi dăm bătăi, tate. Ia, fii atent. Uite-l. L-am făcut bucăți. Hai să vedem ce s-a făcut în interior acum. Oh. Bă, sper că merit și eu măcar un follow pentru faptul că v-am arătat ce s-a făcut în interiorul unui telefon. Trebuie să merg să-mi iau alt telefon acum, în cavaș gura voastră. Stop! Am oprit stop, aici cadru. Și aici e de fapt telefonul lui bun pe care nu l-am spart. Și aici fiți atenți, băieți, că tot ați mai zis pe acolo pe în comentarii că n-am telefon, că nu l-am spart. Uitați aici, telefonul vechi și telefonul nou. Așa că trimitem filmările, să le editez, să le urc acolo pe TikTok, hai, să facem... Hai să vedem, chiar-s curios. Ia să vedem... Da, s-a postat. Gata. S-a postat, da? Acum facem crucea mare și așteptam. Ia, ține aici. Am intrat pe TikTok la mine, da? Fii atent și dau refresh. Ia vezi puțin, 303 urmăritori. Băi, fii atent acum, pentru că toată lumea adoră videoclipurile cu Mentos și cu Cola și adoră reacția aia dintre Mentos și Cola. Așa. Avem aici o sticlă de Cola pe masă, poți să le arăți frumos. Și o să îi provoc să-mi dea un follow. Dacă nimeresc acolo în sticlă și fii atent, trebuie să-i pun dopul înainte să curgă pe masă, gen. Ok. Ia fiți atenți cum a pus telefonul pentru TikTok, pe o zambilă din asta l-a pus. Astea-s la secundă cum ar veni, improvizații, da? Hai. Gata, ești pregătit? Da, frate. Fii atent. O, a căzut telefonul! Telefonul după masă. Ce fel a făcut? Dacă el a pus aici un cavaj în gura voastră, a pus zampila asta ca trepied. Spăga mea și piciorul. Ia TikTok-ul ăsta, da, nu, ia telefon. Da, ce să fac cu el, deci nebun, trebuie să-l șterg. Ăsta pe el pune-l, că ăsta face mult, nu fi nebun. Pune-l pe ăsta, cum îți zic eu. La mingea? Fiți atenți, facem un TikTok cu fotbal, că n-avea cum să lipsească, cu drujba pe spate, bineînțeles. Vreau să dau din rabona și să bag mingea aici, în coșul ăsta pe care îl are Dan. Da? Follow aici pe contul ăsta, Shoimul 390 de km pe oră. Vă pup, salut și pe vecinul cu drujba. Îl distrugem pe Danu la followers. V-am pupat. Avem aici telefonul, tot ce trebuie. Ok, hai. Îmi zici când îi dai drumul la TikTok. La 3, 2, 1 și după și, o secundă, hai. Încep, da? Băi, fiți atenți. Dacă reușesc să mănânc o felie de pizza în 20 de secunde, trebuie toți să-mi dați follow chiar acum pe contul ăsta, că trebuie să-l întrecem neapărat pe Badan. A luat deja avans, așa că nu mai stăm la discuții, luăm felia de pizza un pic de sos, aluneci pe gât și dăm drumul la treabă. Avem aici cronometru frumos, îl pun aici la pizza, 3, 2, 1 și... Mamă, mamă! Continuarea la TikTok, da? Hai. 3, 2, 1 și... Mamă, n-am reușit mâncavaș gura voastră, dar eu am încredere în voi acolo că o să-l depășim pe Bogdan la urmăritori, așa că toată lumea cu follow la contul ăsta. Zi-mi dacă ai dat drumul la TikTok, frate. Stai așa, în 3, 2, 1... Gata? Sunt aici cu mama și vreau să fac cel mai șmecher TikTok, așa că dați urmări aici la Shoimul 390 de km pe oră. Am două cutii aici, tu trebuie să alegi doar una. Și ce se află în ea, rămâne a tău cum ar veni. Pe care e? Pasta sau pasta?
Haide, de haide. Asta hai, deschide-o. S-o deschid? Da. Vrei să nu se iei frică. Ia, zic să vezi. Hai, deschide, și acolo e a tău. Ia, ți-i dau ție. De la mine. Mersi mult. Las farul aici pe contul ăsta și mult 390 de km la oră. Vă pup. Da, ia că s-a tăi, pe bune. De la mine, vorbesc serios. Da? Da, ia că s-a tăi, pe bune. Hai. Vorbesc serios, ia că n-am făcut la mișto, ia. Da? Hai, ia. Bine, cred. Nu, pe bune, ia. Excelent. Până se postează, aici într-o parte eu dau refresh-ul, câți urmăritori crezi că am făcut, frate? Nu, peste 500. 714, mă, cam aș cura voastră, l-am spart pe Danul, l-am făcut bucăți. Stau bine, uite, dau refresh, frate, uite, 730, crește în continuu cum dau refresh, știe fratele vostru pe marketing, știe cum să crească pe TikTok, știu ce trebuie să fac, știu rețeta cum ar veni. În 10 ani aproape am învățat și ceva. Era normal. Cum să faci treabă pe internet, nu să crești. Băi, fiți atenți, o să facem acum o bătălie a trickshot-ului, ca să o numesc așa. Tot ce trebuie să faci este să bagi un pahar verde în ala din fața ta, prin pată. Ok, exact. Ok, ai înțeles? Trebuie să facă flip în aer, da? Așa. Asta este tot. Cine bagă primul pahar? Închei challenge și câștigi, da? Ok. Dacă tu câștigi, da? Eu o să trimit oamenii să-ți dea follow ții pe contul tău. Dacă câștigi tu? Dacă câștig eu? Dați-i follow-ul, da. Trebuie să-mi dați mie. Da, câștig eu, îmi dați mie, da? Hai să stai să-mi iau asta. Follow toată lumea aici. Dați-i follow-ul, da, toți aici, forță pe contul ăsta. Băi, fraților, fiți atenți, dăm un refresh frumos și sărbătoresc împreună cu voi 10K și în ciuda lui Dan în spatele camerei, așa-i. Nu mai poate. Și-am dat refresh-ul, ia. 10K 100 chiar. S-a schimbat, 10K da? 100. Ți-am zis, pantalonii jos și o ia așa pe stradă. Da, mă, da. Ca să ajungi și la frate. Până la urmă și până la... Facem un TikTok acum, stricăm aragazul, așa că dați-mi urmărire pe contul ăsta și apăsați pe inimioara acolo, forță, forță, forță. Hai să vedem. A fost mai simplu decât credeam. A fost mai simplu decât credeam. Dați-mi inimioară acolo forță pe TikTok. Bă, acum i-am dat postare și eu pe profilul meu aici și Danule, în timpul ăsta vreau să te anunț aici într-o parte că merg pe 30k de followers. Da, mă, frate. Nu mai ai nicio șansă dacă mă întrebi pe mine. Uite aici, în direct, am dat. Dau refresh-ul ăsta forță. 3772. Vom crea un TikTok simplu, va trebui să-l desenăm pe Cristiano Ronaldo. Cine îl desenează cel mai aproape, avem aici schița. Putem okay. Să ținem aici la îndemână să okay. Ne orientăm și noi. În 30 de secunde, cine își desenează cel mai bine, ăla câștigă și îi dă o provocare adversarului, da? Ok, hai să vedem, iată. I-am dat drumul? Îi dăm drumul la 3, 2, 1 și... A, păi eu stau mai bine, mă, ce ai făcut tu, mă, ia. Cum adică, mă? Bă, eu stau mai bine, mă. Bine, mă, ai câștigat. Ai câștigat, ai câștigat. Provocarea mea vine în felul următor. Ia zi. Îți dai șapca așa frumos pe spate, okay. Îmi lași fruntea goală, okay. Așa, și trebuie să scriu ceva pe frunte și tu trebuie să ghicești ce scriu. Bob. Tu ești Bob. Tu ești Bob, scrii în fruntea lui că-i Bob. Gata, băieți, am creat TikTok-ul, urmează să le editez frumos aici și dăm drumul pe online. Fiți atenți, am aici un marker, o să-i scot capacul, o să țin capacul în gură, iar markerul o să-l arunc în sus și vreau să facă flip, să-l prind aici, așa. Ceva de genul ăsta. Dacă reușesc, apăsați acolo pe follow, dați-mi follow pe contul ăsta, șoimul 390 de km la oră, să-l batem pe Danul la urmăritori. Hai să-i dăm drumul la TikTok. Nu te cred! Dați follow acolo, forță și urmărire și tot ce trebuie și pe inimioare acolo, bam, 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 forță. Ăsta e TikTok-ul, Danule. Te-am spart! Okay. Bine-s, mă! Forță! Este, mă! Te anunț acum în direct că am 41.000 de urmăritori, Danule. 41.000? 41.000. Eu am abia 8.000 de urmăritori, amărâți, uitați-vă aici. 41.000 și cu TikTok-ul ăsta eu zic că... S-a pus stop. Fii atent, o să te de la excited după cum ți-am zis. Așa. Dacă pun bagnota aici la perete, okay. Și o prins cu fruntea, la maxim 5 încercări.
Dacă n-ai reușit din primele 5 încercări, ai dat capăt de perete din geamă. Așa, sau cum așa? Vrei, indiferent. Stau așa, da? Da? Hai să vedem. Gata, da? Gata? Hai. 3. De fapt, nu-ți mai zic, trebuie să știi tu. Una. Pregătit? Hai! Mamă, cât mai am? Asta a fost a treia, acum e a patra. Dă bani! Dă bani! 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 Bă, mai noi stăm cu capul cu voastră, ne-a luat banii! Foai, leu! Fiți atenți, am aici un rechin care practic sare și îți mușcă mâna dacă tragi peștișorul greșit de aici, din toată mulțimea asta. Te las pe tine să alegi. Zici tu că rup cu TikTok-ul ăsta? Hai să vezi. Hai, tată. Foai, leu, ce mâți. Ce emoții am! Hai mă, hai mă, hai mă! Mamă! Oh, ce ușor ești ăsta! Hai mă ăsta! Ăla! Ce m-am sperat să-mi bat piciorul! Hai să vedem ce ești. Gata mă, ce că Danu a făcut TikTok-ul ăsta și el spune că o să rupă trendul. Deci eu am 54.300 de urmăritori făcuți. La ora asta, forță, așa. La ora asta. Și am 14.500. 14.500, da. Da? Cam asta e diferența. Eu zic că este o diferență destul de mare. Dacă considerabil. Mare rău de tot. 40.000 de oameni. Contul ăsta va rămâne contul meu secundar, ca să zic așa, adică nu-l dau la nimeni, nu-l vând sau lucruri de genul ăsta, pentru că eu nu vând abonații, ca să zic așa, și lucrurile astea. Da. E contul meu secundar, l-am și pe acela cu bifă și o să mai am și pe ăsta. Nu strică să ai două aici. Și ce zic? Corect. Cam asta e treaba. Probabil că și tu la fel o să-l păstrezi. Bineînțeles, să-ți dai seama. Cam asta e treaba. Sper că v-a plăcut. Apăsați și voi butonul de like acolo în forță. Nu mă așteptam să strâng atâția urmăritori într-o zi, sincer. Bă, ți-am zis că mă așteptam să facem niște numere, dar nu așa de multe, gen. Mamă, forță. Vă mulțumesc din suflet, vă apreciez. Asta înseamnă că sunteți aici acum, mi-a forță după mine oriunde mă duc, oriunde în orice formă aș fi. Cum unde mă vedeți, sunteți cu mine acolo și vă mulțumesc din suflet, vă iubesc. Dați un like acolo, forță, puneți clipul la story să vadă și prietenii voștri, iar noi ne vedem la următorul vlog. V-am salutat, pa, pa!